Partidul AUR, condus de controversatul George Simion, care în prezent se află în centrul unui scandal de agresiune în Parlamentul României, a ajuns pe locul 2 în preferințele românilor după PSD și înainte de PNL și USR. Cine sunt însă alegătorii AUR, ne arată un sondaj efectuat de Avangard, prezentat de Juliana Constantinescu. Bun găsit. Potrivit sondajului realizat de Avangard, majoritatea alegătorilor care votează AUR sunt bărbați în comparație cu aproximativ 40% care sunt femei. Dintre aceștia, 36% se încadrează în segmentul de vârstă 18-30 de ani, iar la mică distanță, cu 30%, se află cei din categoria de vârstă 31-50 de ani. 20% dintre cei care declară că ar vota aur au vârsta cuprinsă între 51 și 65 de ani. La polul opus se află alegătorii de peste 65 de ani. Aceștia reprezintă doar 14% din totalul votanților aur. În ceea ce privește nivelul de studii, 62% din electoratul Alianței pentru Unirea Românilor a absolvit liceul sau școala post-liceală, iar 30% nu a terminat liceul. În schimb, doar 8% dintre alegătorii AUR au studii superioare. Conform sondajului, 40% din votanți sunt angajați și puțin peste 30% sunt șomeri, casnici sau nu au ocupație. Aproape 15% din electoratul AUR este reprezentat de pensionari. Studiul mai arată că mare parte a simpatizanților AUR sunt din Muntenia, Dobrogea și Oltenia, un sfert din Moldova și 30% din Transilvania și Banat. 52% dintre alegători provin din mediul urban, în timp ce 48% provin din mediul rural. La capitolul vaccinare, 65% dintre votanți nu consideră necesară imunizarea împotriva COVID-19. 80% sunt de părere că certificatul verde nu trebuie introdus la locul de muncă, iar 85% consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice în perioada 20-31 ianuarie pe un eșantion de 903 persoane cu o marjă de eroare de 3,4%.